Doamne și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Vă propun astăzi o emisiune despre enunțurile referitoare la femei în spațiul public. Să vă prezint întâi invitata mea, colega de breaslă, Diana Mărgărit, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie și Științe Politice de la Universitatea Cuza, politolog. Printre interesele noastre de cercetare și predare tangențial, așa, nu? Se numără și teoria feministă. În același timp însă trebuie să spun că nu vom face o discuție despre feminism, nu vom face o discuție doar despre politica românească, vedem ce iese, dar înainte de asta să anunțăm telespectatorii că vom avea câteva imagini, câteva poze, dacă vreți, și eu și Diana Mărgărit le avem pe birou și vom începe prin a le comenta, după care trecem la partea de interpretare. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Probabil că le știți, pe rețelele sociale circulă foarte, foarte intens și aș vrea împreună cu Diana Mărgărit să vedem în ce măsură ele conțin enunțuri referitoare la femei, la, și până la urmă ne interesează la competența și la justificarea prezenței acelei femei în spațiul public, sau dacă se îndepărtează. Și sigur nu vom vorbi doar despre poze, sunt multe alte cazuri care vă sunt cunoscute. Așadar, eu spun să începem. Cazul Viorica Dăncilă, sigur că și invitația v-am adresat-o pentru că s-au mulțit aceste discuții și aceste enunțuri. Toată lumea vede că e o combinație, nu, între domnul Liviu Dragnea și doamna Viorica Dăncilă. Cum vi se pare? E enunț legitim în spațiul public? E sexist? E, nu știu, depreciativ în vreun fel? Nu-l percep nici de cum ca pe un enunț depreciativ. În schimb, mesajul este cât se poate de evident. Persoana sau, în fine, desenul respectiv reprezintă o îngemânare a caracteristicilor cele mai evidente din înfățișarea celor doi, respectiv Dragnea și Dăncilă. În același timp, ceea ce este important de spus este că fotografia a apărut în spațiu public atunci când s-a discutat despre propunerea PSD-ului și în speța lui Liviu Dragnea ca viitorul premier să fie o doamnă, și anume Viorica Dăncilă, considerată de mulți din spațiu public drept o un alter ego eufemistic spus al dumnealui. Adică o persoană care să corespundă exigențelor și cerințelor de partid și liniei de guvernare. Adică, dincolo de caracterul amuzant sau nu, fiecare după gust, e un enunț politic, nu? Și un enunț, sigur, critic, care se poate susține. Doamna Viorica Dăncilă, spre exemplu, s-ar putea ca peste câteva luni, sau eu știu, să ne contrazică și cine știe, să se revolte, să se emancipeze mult mai mult decât au făcut-o precedenții prim-ministri. Dar până atunci e condiția de plecare, nu? Exact. Dar mai trebuie totuși spus că astfel de suprapuneri între imagini la două, cel puțin două personaje, sau persoane, au mai fost făcute de-a lungul timpului, cel puțin de-a lungul protestelor din ultimii 2-3 ani. Manifestanții au venit cu astfel de mesaje și cu reprezentări ale diverselor persoane politice. Am văzut suprapuneri chipului Tăricianu și a lui Dragnea peste infractori sau mari personaje controversate ale lumii, interlope, ilegaliste din lume, etc. Deci e într-un fel o continuare a unui spirit zeflemist. Și senzația mea e că, spre deosebire de alte enunțuri vizuale despre doamna Dăncilă, acest enunț, cât am văzut și eu pe rețelele sociale, a țintit și a provocat comentarii care țineau de autonomia, de individualitatea politică a doamnei Dăncilă, nu de altceva. Sigur, fotografia în sine este o chestiune, maniera în care a fost folosit
zicem, chipul doamnei Dăncilă pentru a transmite o serie de mesaje cu privire la competența sa în privința administrării unui guvern, e o altă chestiune. Da. Și de pildă, coafiura doamnei Dăncilă a fost prezentată pe toate rețelele de socializare și criticată. A fost și cazul care a ajuns la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Nu vreau, cred că toată lumea știe, exact. N-are o să insistăm mult asupra lui. E vorba, desigur, de jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Haideți să mai vedem imagini. Ce va fi? Va fi probabil, da, cred că e drumul spre, poate ați fost mai atentă decât mine, e drumul doamnei Dăncilă spre Camera Parlamentului sau poate la ieșire, nu mai țin nu, minte. La intrare. E la intrare, am bănuit. E și... Haideți să vedem ce anume a suscitat interes sau, mă rog, enunțuri depreciative, că asupra lor ne concentrăm în această fotografie. Păi mai ales în social media, pe Facebook în speță, a fost îndelung discutată această fotografie care prezentând niște femei deținând funcții înalte în stat, dar care sunt incompetente, cu alte cuvinte. Adică ele nu reprezintă decât o masă de manevră a... Da, dar acest tip de critică, de fapt, e o ramificație a criticii împotriva guvernului în ansamblu. Nu ține neapărat sau nu are genul personajelor, nu joacă un rol atât de important, nu? Nu, dar într-un fel, maniera în care arată aceste doamne a fost criticat de diverse persoane în spațiu public, tocmai pentru că, știți celebra vorbă românească, nu, cum e chipul, așa e și comportamentul. Sunt foarte sobre, sigur, sunt cineva sobre... poate să spună culori închise, precum viitorul financiar, dar astea sunt alte analize. Da, doamne care nu sunt neapărat la prima tinerețe, deci asta ar putea să ne ducă cu gândul la politicile învechite, depășite, pe care le are în vedere guvernul și așa mai departe. Această imagine cred că vine dintr-o opțiune conștientă a doamnei Dăncilă și sigur a celorlalte doamne, pentru că la fel de bine membrii guvernului desemnat puteau să vină și nu-i văd în spate pe colegii bărbați neapărat. S-ar putea să fi fost, nu, o opțiune. Da. Venim împreună, da, femeile, ele și arată cred că nu că... sunt toate, nu văd, nu, mai fi, mai sunt, mai lipsește cineva. Lipsește doamna Rovana Plumb? Cred că, dar oricum sunt suficiente. Da. Ba, nu, îmi cer scuze, este prin plan, da. Oricum, arată ca o patrulă, adică niște femei determinate, aha, care cel puțin, da, asta este sugestia. Da, e interesant, da, e o scenă foarte dinamică, să spun. E puternică și, totuși, da, transmite mesaj de siguranță, de... Despre doamna Carmen Dan cred că vom mai vorbi puțin mai târziu, dar acum poate trecem la o altă imagine. Au ajuns la Parlament, doamnele, bănuiesc. Da, și... bun, deși probabil ar mai trebui, da, spus legat de fotografia anterioară, este că doamnele, cu puține excepții, nu au nicio geantă, nu au nicio... Adică nu arată, nu denotă faptul că au venit acolo să discute niște chestiuni de lucru. Nu sunt la lucru, sunt într-o vizită. Aha, da. Ne-am obișnuit deja cu mini-servietele sau gențile încăpătoare care nu presupun că sunt active, sunt la lucru. Da, deci chiar dacă a fost studiată probabil poziția și, în fine, maniera în care au apărut aceste doamne. Cred că a fost studiată doar până la un punct. Până la un punct, exact. Are niște limite. Da, haideți să vedem ce s-a întâmplat după aceea. Doamna Dăncilă a luat votul de, a obținut votul de încredere al Parlamentului. Da. Nu? E o fotografie după și e o fotografie care se vede... cum trebuie să fie, nu e studiată, i-au surprins. Spontană. Ce e, ați sesizat sau aveți cunoștință de, sau sesizați dumneavoastră,
posibile direcții de comentariu depreciativ, justificate sau nu? Posibile sugestii ar fi, și într-un fel cred că au fost făcute deja în spațiu public, doamnele arată ca niște proaspete absolvente care se pregătesc de fotografia finală, da, și Alături de alături de profesorii diriginte sau, mă rog, dascării, sau da, dasc, da, care le care. privesc cu mândrie și așteaptă desigur să vadă ce vor face, dar bineînțeles fără să piardă legătura cu universitatea sau în fine cu instituția. Nu s-a exagerat totuși puțin, sigur că E un e, festivism. da, e primul șef de guvern de gen feminin din, nu, din istoria noastră și multă lume a considerat că e un pas important, poate și femeile din PSD sunt realmente bucuroase și chiar consideră că e o victorie a propriei Fără organizații. îndoială, da. Dar în același timp, maniera în care a fost surprinsă fotografia ne îndeamnă să credem că ar fi niște doamne debutante care, bine, se bucură și ele ca un copil care a primit, nu știu, prima jucărie sau... Da, și iar privirea doamnei premier este îndreptată, sigur, către, nu? Sau pare a fi îndreptată, Pare. da, nu știu dacă neapărat către liderul de partid, dar în orice caz s-ar putea interpreta, e în spate, pare a se întoarce. Bine, este clar că mi se pare o fotografie imatură în cele din urmă, adică imatură în sensul în care societatea românească nu este pregătită pentru o femeie premier și pentru femei în clasa politică, adică nu e tratat ca un gest de normalitate. Fotografia arată că e un gest excepțional, de aceea toate femeile sunt la un loc și se fotografiază. Da, cred că vom mai avea tot o fotografie de grup în Parlament, următoarea, care am eu senzația că va fi mai contestată Da. sau a fost. A circulat intens pe rețelele sociale. Nu? Și totul pornește de la faptul că domnul Dragnea coboară, a stat la, acolo e prezidiu sau e masa guvernului? Nu, e E prezidiul prezidiu. camerei și coboară, colegele l-așteaptă jos. Or, această Da. diferență de nivel nu E e... bine surprinsă, într-un fel, pentru ceea ce ar dori să transmită din punctul de vedere a fotografului, dar în același timp, iarăși repet, e transmisă ideea că doamnele sunt niște vrăbiuțe neliniștite, pe vesele, care care prezența liderului așteaptă pe le... tartor să coboare și să le felicite. Dacă ne uităm, e foarte clar că știau că sunt fotografiate, e bucurie sinceră, e o stare așa, nu știu, zglobie, dacă pot să spun, cât se poate de E sinceră. euforică, ușor euforică așa, a momentului. Dar ce mi se pare de remarcat este că domnul Dragnea nu pare deloc atât de vesel precum sunt doamnele. Adică le Bun, are privește. și motive, dar nu avem timp să discutăm Da. acum. Dar s-ar putea ca domnia sa să nu fi văzut că Dar totuși e fotografiat. e contrastant în ambele fotografii mimica feței sale față de mimica doamnelor. Din nou, aici, această fotografie, să punctăm ce anume, dacă e ceva, sigur, depreciativ, în ceea ce privește femeia în politică, femeia în Parlament. Da, păi este în spiritul celorlalte fotografii, adică nu cred că spune ceva despre competențele doamnelor. Deci nu e o critică a competențelor, ci e o critică, sau nu știu neapărat dacă e o critică, dar este o constatare, din punctul meu de vedere, a faptului că femeile nu sunt în politică, nu sunt reprezentative, nu sunt niște figuri marcante, ele sunt o grămadă. De aceea, dacă ce e important la această fotografie, grupul, E grupul, da. individualitățile dispar aproape. Se Da. stompează. Cred că vom avea însă alte individualități.
în continuare și aici vorbim, sigur, e o poză de cu mult înainte ca doamna Viorica Dăncilă să devină premier la o școală politică de vară a socialdemocraților. A fost e un enunț politic aici, nu? Vestimentația, adoptarea portului național, care a fost și lăudat și criticat, dar acolo a mai fost ceva, a fost o cuvântare, un discurs al doamnei Viorica Dăncilă, președinta organizației de femei, sper să nu mă înșel, oarecum așa, mergând spre un cult al personalității liderului. De altfel se și vede din fotografie, în mod normal, cel care vorbește, cel care se află la prezidiu, nu? În cazul acesta, doamna Dăncilă vorbește, iar la prezidiu este Dragnea care tace și zâmbește mulțumit de prestația, sau de fine, de spusele doamnei. Evident că reiese un cult al personalității și... Da. Nu mai știu sigur dacă aici sau cu altă ocazie cineva sau poate la altă organizație mi-a spus că mi se va oferi un tulnic al lui Avram Iancu și domnul Dragnea sigur să adune românii, dar să nu greșesc că a trecut ceva timp de acolo. Deci aici vorbim de șefa organizației de femei, nu e încă prim-ministru, nu e europarlamentar, era în funcție. Nu foarte cunoscută, sigur, din perspectiva asta. Spuneați că prezidiu și faptul că vorbește de jos, nu? Și Liviu Dragnea e la prezidiu. Da. E elementul... Totuși, apropo de fotografiile anterioare, văd că și în această fotografie doamna are coafiura pe care o are acum. Nu înțeleg când a fost făcută fotografia aceea care... Da, bun, dar referele temporale știm amândoi că în politică data salvării fișierului sau data creării fișierului e secundară. Da. Portul național, să revenim, chiar dacă nu e neapărat ăsta obiectul discuției, da. Partid Social-Democrat sau afiliat Social-Democrației, putem discuta cât de social-democrat e ca doctrină. Dar e un enunț clar și al doamnei Dăncilă. Este ca toate partidele românești, adică ele sunt social-democrate, ele sunt liberale, dar mai sunt și naționale, adică sau și naționaliste, și populiste de cele mai multe ori. Ceea ce ne arată fotografia aceasta, dar bine, aceasta e una dintr-o serie enormă de fotografii care abuzează de elemente, de simboluri naționale pentru a transmite ideea că nu, acesta este partidul tuturor românilor, că românii se simt reprezentați de el și așa mai departe. Mai mult decât atât, discursul naționalist, sloganurile naționaliste au fost de foarte mult timp și de foarte multe campanii electorale încoace folosite de PSD, dar nu numai de PSD. Și evident că aici e o contradicție ideologică, doctrinară între social-democrație și naționalism. Vom mai avea câteva ilustrații, dar le lăsăm după pauză. Acum mai avem ceva timp pentru a, să spunem, pentru a rotunji puțin problema, mă spune Viorica Dăncilă. Vi s-a părut că a fost nedrept tratată? Că a fost, nu știu, atacat unfairly, că, mai mergând poate și de nume, nu? Viorica Vasilica și discuții întregi despre că ar fi ceva în neregulă cu aceste nume sau mai știu eu. Da, nume considerate nume neaușe, nume din popor, dar nu este un caz, nu este un caz singular. E plină politica românească și plin spațiul public românesc de persoane care dețin nume pe care le regăsim. Bun, dar noi mai avem o tradiție, apropo, de Victor Viorel, cu al doilea prenume folosit depreciativ. Atunci de Traian Băsescu, n-am înțeles nici acum exact care e motivul, dar... Probabil e o glumă internă, cine știe. Oricum, ideea este că, în ceea ce privește pe Viorica Dăncilă, s-a făcut abuz de imaginea dumneaei pentru a
dar pentru a arăta că, de fapt, incompetența este dată de felul în care arată. Și nu e prima dată când întâlnim astfel de elemente și astfel de sugestii. De altfel, uitându-mă pe mai multe site-uri media, din momentul în care se discuta în spațiu public despre introducere, despre numirea dumnei ca premier, articolele titrau cum arată Viorica Dăncilă și care este CV-ul său, adică mai important este cum arată decât competențele sale. După aceea a venit și modul în care folosește limba engleză. Aici deja începem să discutăm dacă nu cumva enunțurile critice sunt justificate. Acum în România un prim-ministru care, bun, nu va prezida el ședințe de Consiliul al Uniunii Europene, o vor face însă în teorie miniștri, ne putem aștepta la o competență lingvistică, cum se spune acum, mai mare. Dar au venit, relativ târziu, dar au venit. Ajungem acum la momentul publicitar și revenim sigur cu discuția.